E un băiat frumos, vreți să mergeți și voi? E gratis, inclus în preț. E gratis, auzi? Cursa, nu eu. Cursa, ai, la el se plătește. Vă rog, bine să te cunosc. Și mie, pa, pa. Începând de astăzi dau drumul unui concept nou de vloguri, să spunem așa, și anume voi posta de două ori pe săptămână un rezumat, să zic așa, ale celor 6 zile de muncă săptămânale, adică voi rezuma într-un singur vlog 3 zile de muncă. Și nu este vorba despre muncă, cât despre chestii interesante ce se pot întâmpla în aceste 3 zile. Pe lângă aceste două vloguri săptămânale, voi da drumul unui concept, unei serii de vloguri ce se va numi MNM Show. În acel show se vor întâmpla chestii interesante. Mă gândesc dacă să anticipez ceva sau nu. Nu, momentan nu anticipez nimic. Țineți ochii pe canal pentru că va fi cel puțin interesant. Așadar, acestea fiind spuse, să dăm drumul primului calup de 3 zile într-un vlog. Let's go! Alo! Am fugit în lume. Un șofer de Bolt. Fugim în lume, dar bași gaz. Da, facem. Okay. Auzi, dacă mă duci la Calea Vitan mai sus, o stație e problemă? Normal că nu. Ok, perfect. Am uitat că trebuie să merg la altă adresă și... Cel mai important e să știu unde mergi, pentru că foarte mulți oameni nu știu unde merg. Știu. Ai programare la vaccin? La 7? Pfizer, da? Ați văzut și dumneavoastră că este pinul acolo în dron? Aici? Că noi trebuie să mergem în partea cealaltă. Aici e pinul, dar nu vedem aici asta. Poftim? Aici era pinul. Nu era niciun pin aici, când l-am pus aici e rom. De ce am venit aici? Aici era, aici neapărat mie pinul. Am venit de acolo, îmi convenea să fie. Am făcut tot tocul degeaba. Mergem în tot. Asta e, scuze. Mi-am făcut un scriptul, vă dăm altfel cum e așa. Eu sunt de acord, doar că mie mi-a părut altfel pinul. Nu corespunde neapărat pinul. Nu are neapărat. Bun, care a fost scopul meu să vin în altă parte? Complicându-mă singur. Păi nu mă cere, voi spune, mie așa mi-a părut, că n-aveam niciun interes. Am venit de acolo, am făcut tot acolo, de ce? Degeaba, am pierdut timp și eu. Oamenii la spital și nu bagă seama că... Lucrați la spital? Da. Unde? Sunt obișnuită. Îmi dau seama. Unde? La Sfântul Luca, da, în asistență socială, aparținând în primăria generală a capitalei. M-a dat seama tot felul de nații. Cum v-ați descrie munca? Cum e? Grea. Adică și tineri, și bătrâni, și sănătoși, și cu Alzheimer, și psihici. O, deci de-aia dintr-una într-alta foarte diferită. Este greu că te controlează. Adică zi de zi vine directorul. Interesant. E bine că s-au auzit o grămadă de chestii, vă dați seama, e regulă. Urmă vine directoarea și controlează peste tot. Interesant că se controlează. Știu că nu se întreabă, dar eu sunt așa, mai pe șleau. Cum economic sunteți satisfăcuți? E ok? Adică eu se... da, vă spun zice că eu una singură muncă, nu cheltui salariul meu. Una singură. Șocat. Omul. Lasă-o pe asta. Are client în mașină. Mănâncă. Între timp. Pașca. Da? Alo? Bună ziua, sunt comanda noastră. Mai ajunge? Normal, da, acum. În 5 secunde. Acum eram la semafor oprit. Ok, doar că mie mi-a părut că te în altă zonă decât... Sper că n-ați greșit punctul de preluare. Strada Virgiliu? Da, strada Virgiliu. Mie mi-a părut că
Am ajuns. Ah, ok. Da, da, mi-a părea că ți-ai spus la sala roate și te-a spus la sala. Da. Mersi. Mulțumesc, la revedere. Bună ziua. Bună ziua. V-am sunat cum mi-a părea. Da, da, am înțeles problema. Se întâmplă. Avem o aplicație la nivel de IT fenomenală. Dacă se chinuiam să facă mai prost, nu reușeam. Nu mai o secundă, aș putea să urc până să am dat ceva. Da. O, durează 2 minute. Nici o problemă. Salut. Astea aproape. Ok. Contact. Vă spun de acolo. Mersi. Salut. Salut, de la Bolt. Am ajuns de 5 minute. Și nu ești nimeni? Nu. Tocmai ce-am sunat bine, m-ai sunat. Ok, mersi mult. Mulțumesc. Da, odor, da, bună ziua. Salut. A trecut un sfert de oră aproape. Ce facem? Poftim? A trecut un sfert de oră, a venit nimeni. Ce fac? N-a ieșit Oana. De ce imediat acum sun iar? Mulțumesc frumos. Mulțumesc și eu. Sănătate, zi bună. 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 Astea mi-a venit să nebunesc. O doamnă care, dar doamnă, efectiv, care de nevoie a venit și ne-a făcut curățenie de vreo 2-3 ani. Da. Foarte cinstită, foarte curată. Soții la poliție, lucra la poliție. Asta nu, pe mine mă interesează, fiecare om lucrează, face ce. Bă, dar o namilă de bărbat. De câte ori am pățit ceva cu mașina, tot mi-am uitat luminile seara aprinse. Domnule, Delcu, te rog, vine și în pijama, dă curent. Și mi-a făcut o demonstrație. Un bărbat puternic, care l-am luat la Bisoca, unde avem noi căsuțe. Nu este de lumioara să vină, mă, la vară. Da, i-am zis. Da. Poate. Și a venit la noi la Bisoca să o ajute pe nevastă să la treabă, dar să vadă și casa noastră. Sărace de ei, atât săracul de el, atât de impresionat a fost de locul ăla în munții Buzăului, unde a scurs liniștea, mai e ceva, o splendoare.
Eu l-am luat tocmai locul ăla pentru că aveam nevoie de liniște. Da. După câte o premieră și asta, nu mai vreau să aud nici așa. Păi și nu am la asta de bărbat. Nu se îmbolnăvește mai acum o lună cu COVID. Nebunită toată familia, are 3-4 copii și s-a chinuit și da. Bă, l-a răpus, bă, a murit, băi, știi cum am suferit, parcă murise tata, băi, era atât de bine intenționat, de calte. Adinea ori am vorbit cu nevoasă, am spus, doamnă, dacă aveți nevoie de ceva, bine, acum, și ea e în carantină. Cum a zis de că nu doctorii, că nu moare doctorii, dar condițiile din spitale, pentru că i-am auzit tot așa, am prieten și... tot așa, mai că s-a murit de COVID, dar în spital. Dar am înțeles că i-a făcut de la o injecție, a murit. Da, și, bine, acum știi cum e treaba asta, noi uităm. Condițiile din spitale, nu e vorba uităm de altceva. Și de uităm de faptul că nici unul de pe pământul ăsta, la ora asta, n-a trăit un astfel de eveniment dramatic. Că era cu ciumă pe vremuri, că să mă lași. Boala asta n-a venit ticăloasă. O iei de nu știi de unde ai luat-o. Și are, tot timpul apare câte ceva. Eu m-am vaccinat de două ori. Și având experiența asta, sigur că ne-a prins pe picior greșit. Ne-a prins pe toți pe picior greșit. Să ceartă ăștia miniștri între ei ca... De unde să știu? Toate spitalele noastre, 90% din spitalele care au avut acum foc sau ars cablurile, noi care umblăm cu cabluri, că am venit și o imprimăm pe scars, pe nu știu ce. Unde în România asta, mă, că stau de 80 de ani în România asta, mă, unde s-a întâmplat ca 5 spitale, 6 spitale mari și bune în București asta? Toate, mă, toate să le ardă cabru, să ia foc, să moară lumea. Astea nu suntem pregătiți pentru tot așa. Tot așa, un prieten și în decembrie și el și tatăl și masă s-au îmbolnăvit. La început, așa mai ușor, le-au venit salvare, le-a dat medicamente. A doua săptămână, mai nasol. Mai ales tatăl și masă, i-au luat la spitale diferite. Tatăl a rezistat, numai că s-a murit, dar am înțeles că mai avea și alte probleme. Da, mă, 90% din cei decedați aveau comorbilități. Nu toți, dar mare parte. Da, nu schimbă datele probleme, adică. Da. Și e care e grav, care face o lucrare. Când e o muzică scrisă pentru un anume spectacol, dar dacă ție străznește, să zicem cum am făcut Împânzirea Scorpiei și am vrut eu să fac altceva. Voi ați făcut Scorpia la operetă, da, am spus lui Cătălin, bă, tu n-ai văzut la operă, că ai fost director Scorpia mea, ce nebună era, când apărea, lua sân la foc și... Am vrut eu să fac ceva ce nu făcuse nenea Shakespeare, am zis eu că să mai dat naibii. De fapt, nu e chestia, e un punct de vedere al oricărui regizor care vrea, de-aia te-a apucat, nu să îl arăpă Shakespeare, că l-am văzut de sute de ani. Așa trebuie să-ți găsești și muzica, că eu am avut colaj muzical, nemții când au făcut-o acolo, că... În 72-74, când am fost angajat atunci la München, o făcusem noi un mare coregraf. Dar el a luat o muzică din asta mai camerală, ca să spunem așa, și a și văcut toate stările lui Petruchio și Catalina, cu dragoste lor nebună, cu fiecare zăpăcit, e zăpăcită. Înțeles că sunteți regizor la operă, nu? Eu nu sunt regizor la operă. Eu am fost prim balerin la operă 52 de ani și când ești, mă rog, a fost un noroc al meu după o carieră întreagă, plăcând un dans foarte mult, am început pârcada de mult, de când încă eram mai tânăr să fac coreografie. Adică invenția de dans. Da?
Și asta se numește și regie, regie și coreografie. Și am montat mult pașina opere, fiind în același timp relansator și profesor universitar. S-a mai deschis la un moment dat la unui ATC Caragiale o secție pe care baletul n-a avut în țara românească niciodată. Adică posibilitatea de a-ți da o licență și un masterat. Și am fost profesor acolo și deci s-au adunat, să spunem așa, toate în favoarea mea. Pentru că am făcut aceeași meserie, care, făcând atâtea lucruri colateral, mi-au folosit și ca de cultură și ca de cultura dansului. Nu mă duc să montez ca să câștig niște bani. Sigur că îmi dau seama că e un contract și că bani oricum câștig, dar merg în primul rând pentru pasiunea mea, pentru dans. Mai ales că sub mine au ieșit o groază de prim dansatori, au fost și 22 de ani profesor la școala de coreografie, deci am scos generații întregi de dansatori cu care m-am îndrept. Evident. Și îmi face plăcere. Adică eu fost meseria vieții mele, iubesc dansul, sunt bolnav aproape. Tot ce e lumea asta, tot ce mișcă pentru mine, dans imens. Acum, în epoca asta, de exemplu, mi-ar fi plăcut să fiu un director de teatru, să am o companie. De ce nu s-a putut? Pentru... am grozăvit, nu știu cum să spun. Știu atât de multe despre meseria asta, că am avut eu odată un mecanic la mașina mea, Neatoma îl chema, care era atât de priceput, de mă speria. Și îl întrebam totdeauna când desfăcea un carburator, dacă nu i-a mai rămas cumva vreun șurub în plus, atât de multe sunt depus la loc. Eu știu atât de multe despre meseria asta, încât simt nevoia să le spun tot timpul. Vă place să și-o faci, nu? Da. Da. Îmi place, mă relaxează. Eu simt treaba asta după cum conduceți, după cum stați, eu fiind acum, îți fac și eu pe nebunul, sunt un maestru al mișcării și pot să ghicesc psihologia aproape și cum gândește omul atunci când merge pe stradă, când se așează, când are o anumită gestică, pentru că asta a fost meseria mea. Clar. Și atunci cred că vă face plăcere. Plăcerea se transformă în același timp într-un calm extraordinar. Vă mulțumesc frumos. Cât? E plătit deja. Cel care a fost cu mine? Da, da. Păi cum așa? Nu știu, e plătit, e ok. Păi da, spuneți-mi suma ca să știu cât îi datorez omul ăsta. 48 a fost. Poftim? 48 a fost. A fost ok, nu trebuie să dați nimic, ia. Ok. Așa e pentru plăcerea de a fi mers împreună cu dumneata. Vă mulțumesc foarte mult și pentru mine a fost o plăcere. Chiar a fost o plăcere, vă mulțumesc mult! Sănătate! Nimic! Seară bună! Cu această superbă cursă, ulterior acestei discuții, cel puțin deosebite și cu reala onoare de a fi cunoscut un astfel de om, încheiem acest prim vlog 3-in-1, 3 zile într-unul sau într-una. Ușor, ușor se formează puzzle-ul MNM Show la care lucrez intens ca și concept, pentru că cel mai greu este să pui pe picioare, să zicem așa, conceptul. Va veni foarte curând primul episod. Până atunci, dacă v-a plăcut acest vlog, nu uitați să dați un like, să-l distribuiți, să vă abonați la canal și să aprindeți clopoțelul. Nu uitați să mă urmăriți și pe Instagram, TikTok și Facebook, căutând Eu sunt MNM peste tot. Și ne vedem data viitoare.